Bine? Dacă tot vorbim de celebrități, urmează una născută chiar pe scena Aiumor. Doamnelor și domnilor, un rând furtunos de aplauze pentru Edi Vacariu! Mulțumesc atât pentru primire, cât și pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Salut Mihai, bună Delia, salut domnule Răzvan, salut Chelu. Tot la pomană ești, a? Tot la pomană, sărut mâna domnule și doamne. Sărut mâna și bună seara, drag public. Nu știu dacă vă mai amintiți de mine, eu am câștigat sezonul 8 Ai Umor. Și de atunci viața mea s-a schimbat total. Pentru că până atunci nu mă recunoștea absolut nimeni. În schimb, după ce am câștigat, m-au recunoscut părinții ca fiind al lor. 20.000 de euro sunt 20.000 de euro. Dacă aș fi câștigat și eu un Next Star, probabil copilăream și eu cu părinți, da, așa? Glumesc, am părinți și au fost alături de mine toată viața. Eu primii 18 ani din viață am stat în Botoșan, de acolo sunt eu, apoi am stat 5 ani în Constanța și de 2 ani stau în București. Dacă ar fi să aleg un oraș din astea 3 de care mi-e foarte dor, o să aleg Constanța și o să vă spun și de ce. Mi-e foarte dor de Constanța pentru că mi-a dat foarte multe chestii. De exemplu, eu în Constanța am descoperit ce e muzică techno. Hai să vedem prin aplauze. Sunt oameni care ascultă muzică techno? Uneori, în funcție de situație. Ok, deci aplaudă-te. Consumați și voi droguri. Bun. Eu am început să ascult când am ajuns la facultate, pentru că până atunci am stat 18 ani în Botoșani. Vă rog să mă credeți, am avut o copilărie scufundată în manele. Eu sunt din Botoșani, dar am copilărit undeva la țară, lângă Botoșani, acolo am avut bunici, cu fotbal pe câmp, cu mers la scaldat și cu manele. Bă, dar nu una, două pe zi, manele e intensiv. Eu, efectiv, până pe la 12-13 ani, am crezut că doar manele există. După aia a murit Michael Jackson, am descoperit și altă muzică. Și după aia am intrat la liceul de artă și în următoarea aia ne-am oscilat. Așa între Beethoven și Florin Salamoța și Nicolae Guță. Ba, ascultam cum scârțe corzile compozitorilor, ba, mă uitam cum dansează coardele maneliștilor, eram tot în zona aia. Bun, am ajuns la facultate și am început să ascult muzică techno. Că ascultau colegii de cameră, colegii de facultate și am început să merg la petreceri de muzică techno. Păi și am rămas foarte plăcut surprins. Să vedeți ce frumos se distra tineretul. Dansau, se pupau, se luau în brațe și ce m-a surprins cel mai tare? Că beau doar apă, mă. Serios, nu că la noi în Moldova bei pânte pe tine. Într-adevăr, la un moment dat cred că ți-e facea rău că te mai luau cu o pastilă ceva. Dar rest foarte frumos se distrau. Doar că n-am mers mult, că tot insistau și la mine, ia și tu, și ziceam, bă, dar nu mi-e rău, n-am... Până la un moment dat, când n-am mai făcut față presiunilor și am zis, dă-mă că iau, și am luat și eu o pastilă întreagă și am dansat, eu ce am dansat până a doua zi la 12 la amiază, după aia am ajutat pe oamenii aia să care boxele, după aia m-am zis pe jos acasă din Vamă până în Constanța, a doua zi am văzut pe telefon că am făcut vreo 40.000 de pași, doar în bucătărie și am zis, bă, mă întorc la manele. Lasă-o, dracu, beam până pe noi, 4 ore dormeam toți. Nu știu ce cu calmin, doză duble mi-am dat, dar n-am dormit 3 zile, mă, de pastiluță. Dar m-am lăsat de toate pentru că anii au trecut și mi-am dat seama că altele sunt lucrurile cu adevărat importante în viață. Dar că ce mă deranjează la asta cu anii care au trecut este că simt că am îmbătrânit, oameni buni. Și nu vă zic asta pentru că mă doare picioarele, mă doare spatele sau alte chestii de genul, ci simt că am îmbătrânit pentru că atunci când termin de vorbit cu un prieten la telefon, zic sănătate, numai bine. Băi, și eu. Bă, credeți-mă, când ați închis capitolul cu pa, nebunule, ceau, fată, și ați început cu sănătate, numai bine, clar vine bătrânețea peste voi. Și mai e o chestie care mă face să mă simt bătrân. Nu fac nimic online, mă. Toată lumea jurul meu face școală online, facultate online, grădiniță online, maternitate online. Pana mea, numai eu nu fac nimic online. Mă rog, fac eu online, dar făceam și înainte de pandemie. La ce se referă, domnule? Nu vă dați seama că odată cu școala asta online, efectiv, au dispărut unele bucurii de pe fața pământului? A dispărut bucuria de a chiuli? Bucuria de a sta în spatele, clasei și a face gălăgie? Plus că mai e o chestie, mă, când aveai câte o profă de-aia bună la ore. Acum știi cum, ai închis camera, microfonul, te-ai omenit, sănătate. Pe vremea asta este chinuivă un pic, nu era chiar așa de... Și în toată pandemia asta m-a deranjat un lucru, pe lângă pandemia în sine, m-a deranjat că... Doar medicii au fost numiți ca fiind în linia întâi. Adică, da, merită tot respectul nostru, a făcut atât de multe pentru noi, dar eu cred că nu doar ei trebuiau să fie numiți ca fiind în linia întâi, ci și frizerii. Hai să ne amintim. Bine, nu-i cazul deloc în juriu, o să mă uit la celălalt. Zumamiți, luminate!
Hai să ne amintim cum era acum 2 ani în martie, când a venit nebunia peste noi, cum ne tundeau săraci pe la saloane, cu drapirele trase, prin beciuri, veneau la tine acasă cu panică de aia, cum era pe vremea Ceaușescu, când tăiai porcul, știi? Pac, pac, rapid în spatele casei se întreprindă miliția. Așa, 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 veneau, te tundeau la opăriu, de dă foc la se urme. Bă, era un adevărat risc. Dar cu toate astea ei ne-au tuns. Păi imaginați-vă cum ieșeam în mai când ne-au dat ăștia drumul cu niște căpane atâta de... Nimereală, cum nu mai înțelegea care e femeie și care e bărbat. Eu după toată perioada asta am prins un respect enorm pentru frizerul meu. Când ai te știi cum era frizer, te tunde, te ține de vorbe, treci de mte spre toate și n-ai niciun chef, tu doar dai din cap și aprobi. Câteodată mi se întâmpla să mă bufnească și rusul când îmi făceam mustața, nu știu dacă ați pățit vreodată. Doamnelor, am văzut câteva înainte. Mai departe vreau să vă întreb o chestie legată de părinți, dar vreau să fiți foarte, foarte sinceri cu mine. Nu credeți că părinții noștri sunt foarte periculoși? Nu, reformulez. Nu știu ce părinți aveți, cine a zis da? Nu credeți că părinții noștri sunt foarte periculoși de când au Facebook? Ba da, ba da. Au Facebook părinții noștri? Ba da. Vorbesc cu băieții. Băieți, credeți-mă că e foarte periculos ce se întâmplă acolo. Cine? Mamă? Maică, dă share, comentează, când ți-e lumea mai dragă. Oricând poate să apară o poză pe Facebook cu voi de pe la 7-8 ani, erați destul de măricei deja. Poză în goală. Pe canapea aia cu colțar, o știți? Scrie acolo, mă uitam prin poze și am găsit asta. Puiu, mami, te pupă mama. Am și niște persoane pe care nu le suport în zona asta de online și anume nu suport o parte dintre influențe. O mică parte chiar. Cu restul n-am absolut nimic. Știu să facă bani frecând, o bravoror, sper să ajung și eu acolo. Dar nu-i suport pe aia care se duc în vacanță în locații ultra mega scumpe și când ajung acolo pun un story în care zic fix așa. Hei, nu pot să cred că încă n-ați ajuns aici. De ce? E absolut minunat. Hey. Și o văd turală în timp ce mingheață mâna pe telefon în stație la autobuz. Și nu știi de ce n-am ajuns acolo încă? Chiar crezi că eram vara trecută cu gagica mea și în timp ce ne programam concediu cu cupoanele noastre de vacanță, eu trăgeam spre Maldive și atrăgea spre Costinești? Și eram, nu, Maldive, și a zicea, nu, te rog, nu vreau acolo cu planjele alea private. Hai, te rog, la Costinești, să nu dăm printre c***ți. Că așa le zicea la bombardieri. Acum ceva timp a pus Codin Matici cu un story pe Instagram în care zice fix așa. Sunt la cel mai jmecher resort din Maldive, dar nu vă recomand să veniți. Și o să vă spun și de ce. Sunt foarte mulți lilieci. Mulți și mari și efectiv se pică de ei. Păi, excepțional. Dar îmi pun o mână la bătaie să o mănânce de o m***a, să stau și eu 4 zile în locație. Auzi tu că sunt lilieci. Asta sunt o scuză de aia mega proastă pe care o jugă gigăta când zice nu vrei să mergi și noi în Maldive? Și zici, tăi, Nenevski, plin de lilieci, termină cu prostiile. Treci la euforie în nord. Un liliac n-am văzut acolo. Mai am o categorie de oameni pe care nu-i suport și chiar sunt curios dacă voi întâlniți genul ăsta. Voi știți genul ăla de persoană care atunci când vorbește abuzează efectiv de proverbe și zicători? Știți pe cineva? Băi, eu amâneam o familie de asta, o întreagă familie și efectiv înnebunesc când mă duc la ei. Vorba de fratele taicmin cu Gică, mătușmea Neta și vormit Teo. Familie care efectiv zici că a fost lăsată pe pământ ca să ducă mai departe proverbele românești. Bă, nu se poate. La ei când ne ajunge așa. Cum? Intri, te-a unchiumi direct. Intrați, intrați. Lăsați haina acolo cu nu haina face pe om și hai la masă că vorba lungă sărăcia omului. Bă, nici bună ziua, ești puc, mă, bam, bam, două proverbe. Așezăm la masă, începe, ridică paharul la taic-miu, Petrică, să fii, domne, o întâmplare, să fii un lucru mare. Doamne, ajută să avem familii sănătoase, că familia e cea mai de preț comoara sufletului. Și mai nou, de când au Facebook nebunii, e o combinație de asta între proverbe și citate de pe tot felul de pagini, știi? Citate celebre, doctor de suflete, înviliu și inimii, carapacea, dracuțelea de pagini. Stăm ce stăm, mă mâncăm undeva să întrebăm de vărmi și gata, am activat-o pe mătușa mea. E dincolo în față că au luat-o în 7 la românești când te frici cu ciorbă, sufli și iaurt. Și nici nu mi-a zis, m-a sunat reginta că știm cu toții că minciuna are picioare scurte. A venit el și a cerut scuze, dar am zis, Teo, că o flară se face primăvara. Nu se mai oprea, bă, unul după altul. Și cel mai enervant e că te faci și pe tine să cauți să vorbești ca ei, că altfel îți dă impresia că nu vă înțelegeți, vorbiți nimic diferite. Și din toată hărmălaia unde se auzea numai, frate, frate, dar brânza ai pe bani, nu mor ca ai când vor câinii. Bă, de tata strigă mai calul meu, zi mai copchile și tu ceva. M-am panicat și am zis, o, timpul e față cu 10 femei.
Eu alt proverb n-am știut, vă rog să mă credeți. Și am fost Edi Vacariu, vă mulțumesc frumos. Ciao! Românii chiar vorbesc în proverbe și le iubesc și în felul ăsta vor să pară și interesanți și, mă rog, e un schimb de clișee în general între noi în comunicare. Folosesc și eu asta la radio. Dar tu ai un motto preferat, un proverb pe care te ghidezi în viață? Nu, n-am. Nu, n-am. Nu, n-am pentru că am o memorie foarte proastă de la băutură și de asta nu mai țin minte nimic. Hi, măi! Hello! Welcome back! Salutare! Mă bucur salutare. Să te revăd. Și eu mă bucur să ce te revăd și să te văd. Bine? Voi un ce campion faceți? A revenit aici la noi. Cum ești? Foarte bine. Sunt ca un soi de unchi, știi, când vede nepotul. A crescut, că e băiat mare, la casa lui, pe picioarele lui, pe glumele lui, pe... cum să zic eu, și-a construit numărul... Ți-a crescut inima în tine. Cum să nu? Pentru că aici s-au plecat, cum spun eu, pe orbită multe talente.